Oricât de tare iubiți plantele, fiți atenți cu ce vă decorați locuințele de sărbători. Specii îndrăgite și foarte căutate în această perioadă pot fi toxice. De pildă, trebuie să avem mare grijă unde așezăm crăciunița ori vâscul. Specialiștii spun că pot fi periculoase dacă sunt mâncate de copii sau de animalele de companie. Crăciunița este una dintre cele mai căutate plante în această perioadă. 80% în perioada aceasta crăciunițele se caută. În ultimii 2 ani am observat că punctul forte pentru cadouri au fost crăciunițele. Însă prea puțini oameni știu că aceste plante pot fi toxice. Pentru că e simbolul Crăciunului. Cei care o comercializează ar trebui să știe, ar trebui să fie avertizați cumpărătorii. Eu am o pisică pe care mănâncă florile și de obicei nu pun flori pe masă, dar știam că e o tradiție la noi. Crăciuniță de obicei se pune. De vâsc știam ceva, că fac niște chestii albe și cumva dacă ajung pe mâna copilor și le înghit au ceva efecte negative, știam, dar de crăciuniță nu știam. Crăciunița poate provoca usturimi ale limbii și buzelor, dureri de stomac și vomă, dar și iritații. Crăciunița nu este toxică ea în sine dacă o atingi. Ce ar trebui în schimb de avut grijă este faptul că este o plantă care conține latex, o substanță albicioasă care poate provoca iritații. Dacă ne spălăm pe mâini foarte bine sau folosim mănuși când umblăm la ea, când o tundem sau când o curățăm din frunze, nu este nicio problemă. Mult mai toxică este tisa, folosită uneori în aranjamentele florale. Singura parte netoxică din ea este arilul, acea zonă roșie din jurul fructului. Nu înseamnă că dacă punem mâna pe ea, gata, am luat o travă. Nu, sub nicio formă. Doar că nu trebuie de consumat. În momentul în care este consumată, clar, în cantitate mare, nu doar provoacă iritații, poate duce și la moarte. Și cum mulți români cred în superstiții, în noaptea de anul nou din casele lor nu lipsește vâscul. Însă și această plantă are părți periculoase, cum ar fi fructele care pot fi otrăvitoare. Așadar, este recomandat ca toate aceste plante să fie puse departe de copii, dar și de animale.